1951 am devenit student la Cluj, la filologie. Voi numărați câți ani de atunci? Vreau să vă spun vouă ceva și în general tinerilor. În 1951 erau 3 ani de când negura comunistă s-a lăsat peste noi. Când m-am dus eu la Cluj ca student, la o săptămână după ce am ajuns acolo și un student mai bătrân m-a văzut, m-a luat deoparte și mi-a explicat, știa din informații de ale lui, că de acum începe indoctrinarea marxistă. Și el mi-a explicat că noi trebuie să ne înarmăm mintea să nu ne-o cucerească marxiștii. Și trebuie să ne adunăm la oaltă să găsim argumente prin care să ne păstrăm mintea pentru Hristos. Era suficient să audă cineva atâtea cuvinte că l-ar fi și trimis la canal. Ăsta era lagărul de muncă pe vremea aceea. Și într-adevăr, un an mai târziu a început sistematic bombardarea noastră cu materialism dialectic. În amfiteatrul Nicolae Iorga, clădirea centrală a universității. Vă spun detaliile pentru că sunt importante. 2 ani de zile am fost bombardați în sala aceea cu lectori specializați care ne explicau că știința a dovedit că nu este Dumnezeu, că religia va dispare, că țara noastră va fi complet ateistă. Noi ne adunam sâmbătă seara în mare secret și discutam să găsim argumente împotriva acestei indoctrinări. Lucru fundamental pe care l-am înțeles atunci a fost că pentru mintea mea se dă un război. Și eu să nu dau mintea mea ateilor, să mi-o păstrez pentru Dumnezeu. Întâmplarea aceasta are un adaos 55 de ani mai târziu. În anul 2007 s-a organizat la Cluj o conferință europeană despre viitorul moralității în Europa sau despre viitorul Europei morale. Au venit oameni de știință din toată Europa să discute 3 zile ce însemnează viitor al Europei prin moralitate. Am fost invitat să particip la acea conferință, mi-am pregătit și eu prelegerea mea și acolo la conferință, imediat după ce am sosit, domnul rector Marga, rector universității, mi-a spus: domnul Țon, vă rog să conduceți dumneavoastră seminarul despre relația dintre știință și religie. Și m-am uitat în program și ședința aceasta urma să aibă loc în amfiteatru Nicolae Iorga, unde cu 55 de ani în urmă a început bombardarea noastră cu materialism dialectic. Și acum, după 55 de ani, un mare grup de oameni de știință urma să discutăm despre faptul că știința și religia nu se exclud,
și ele trebuie să se armonizeze dacă vrem viitor în Europa. Am fost atât de emoționat și le-am spus participanților ce s-a întâmplat în sala aceea 55 de ani înainte. Și drumul lung pe care l-am parcurs de la zilele acelea când se proclama că știința a dovedit că nu este Dumnezeu, până acum când ne adunăm oameni de știință din toată Europa să proclamăm că știința și credința trebuie să se unească pentru viitorul Europei. Vezi, dacă trăiești mult, ajungi să vezi lucruri mari și minunate. Voi abia ați început și pentru mințile voastre să dea război. Tot felul de teorii, tot felul de profesori încearcă să vă ducă pe căile lor. Fiți atenți, cui dați mintea voastră? Astăzi aveți și ajutoare. Ultima carte pe care am scos-o noi este cartea lui Lee Strobel, Bledoarie pentru un creator. Argumente științifice pentru a arăta că acest univers a fost creat de o minte inteligentă. E o carte superbă. Dacă aș fi avut eu acum 55 de ani cărți ca acestea. Vreau să vă mai spun ceva. Am în fața mea atâția tineri și ca și mine sunteți tineri care ați crescut cei mai mulți în case de pocăiți, într-o țară ortodoxă. Și din clasa întâi primară, învățătorul le-a spus la copii că eu sunt pocăit, să nu se joace cu mine, ca și când eu aș fi murdar. Și desigur că mi-am pus întrebarea, de ce noi suntem altfel decât restul națiunii noastre? De ce ei zic că noi suntem trădători de neam? Lucrul acesta a rămas cu mine și ca om de litere și de știință am scris două cărți pentru voi, tineri ca mine. Una a fost Credința adevărată, s-a publicat acum 22 de ani, cea mai vândută dintre toate cărțile mele. Anul trecut am mai publicat a doua, Căderea în ritual, care e o istorie cuprinzătoare a neamului nostru, a modului în care întâi am fost catolici, apoi ortodoxi și de ce noi am ieșit de acolo. Două cărți pe care eu vi le recomand fiecăruia care trebuie să știe sau vrea să știe de ce noi suntem altfel decât restul neamului. Credința adevărată și Căderea în ritual. Greu să mă opresc din astea. Da, în seara aceasta avem evangelizare. Evangelizare este un program special care se adresează căutătorilor de Dumnezeu, care nu-L cunosc pe Dumnezeu și pe care vrem să-i aducem la Dumnezeu. E o prezentare sistematică a credinței creștine pentru cei care nu o cunosc, ar dori să o înțeleagă și ar dori să o îmbrățișeze. Acesta este scopul acestei seri și cele care urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, eu voi continua ce voi începe în seara aceasta și mâine seara. Și vreau să vă spun că de multe ori țiu cursuri în America pe problema împărăției lui Dumnezeu
și a modului în care trebuie să prezentăm împărăția lui Dumnezeu. Practic, a modului în care trebuie să facem evangelizare. Și îi întreb pe studenții mei, știți voi unde ne învață Domnul Iisus cum să facem evangelizare? Și încep oamenii să... Unde ne învață Domnul Iisus cum să facem evangelizare? Și îi surprind pe toți spunându-le că lecția Domnului Iisus despre evangelizare e în Faptele Apostolilor, capitolul 26, începând cu versetul 15. Domnul Iisus îi iese în cale lui Saul, fariseul, persecutorul bisericii, și îi spune: te-am ales să fii agentul meu. Eu te trimit și la evrei și la neamuri cu următorul proiect. Iată ce să faci: să le deschizi ochii, să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Citesc doar atât, mai mult, dar deocamdată se rămâne atât. Lecția de bază a Domnului Iisus despre evangelizare. Oamenii sunt în întuneric. Tu trebuie să-i aduci din întuneric la lumină. Oamenii sunt sub stăpânirea diavolului. Tu trebuie să îi convingi să iese de acolo și să se întoarcă la Dumnezeu. Așadar, eu susțin că aceasta este lecția cea mai de seamă despre evangelizare. Cadrul general e aici. Ce însemnează, de fapt, aceasta? Înseamnă că trebuie să le descriu oamenilor că sunt două împărății. Împărăția lui Satan și împărăția lui Dumnezeu. Că unii locuiesc în împărăția lui Satan și alții în împărăția lui Dumnezeu. Și că nu-i bine să stai sub împărăția lui Satan. E mult mai bine în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este esența evangelizării. Acum, Domnul Iisus mai are un loc unde ne poruncește să facem evangelizare. Și acela e la sfârșitul Evangheliei după Matei. Matei 28, versetul 18. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și cu această putere cu care sunt investit de Dumnezeu Tatăl, vă spun: duceți-vă ca evangheliști în toată lumea. Și ce să faceți? Să faceți ucenici. Adică să aduceți oamenii la școala mea. Duceți-vă și faceți ucenici. Cum? Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Punct. Până aici. Sunt două cuvinte în textul acesta care nu sunt traduse în românește, deși textul e românesc. Primul cuvânt e botezații. Cuvântul noi l-am luat din greacă. Baptizo, botezații, care înseamnă scufundații. Și celălalt cuvânt netradus e numele. Numele, peste tot în Biblie, stă în loc de persoana. Duceți-vă la oameni
Și primul lucru care să-l faceți e să-i scufundați în persoana lui Dumnezeu Tatăl, a lui Dumnezeu Fiul și a lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Cum e asta? Cum să-i scufunzi pe oameni în aceste trei persoane? Am studiat în mare, mare amănunțime și cu mare atenție Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, în introducere, ne spune, Ioan 1:18, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul care l-a făcut cunoscut este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. În Ioan 17:6, la sfârșitul carierei lui pe pământ, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îi raportează Tatălui Său: le-am făcut cunoscut oamenilor numele Tău, adică persoana Ta. Mi-am împlinit menirea, mi-am împlinit slujba pe care mi-ai dat-o să-L fac cunoscut oamenilor pe Dumnezeu. Cum a făcut Domnul Iisus lucrul acesta? Ne uităm la Evanghelia după Ioan. Din Ioan 1:18 până în Ioan 17:6 e modul în care Domnul Iisus ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Citește Evanghelia aceasta din nou, numai ca să vezi următorul lucru minunat. Peste tot timpul Domnul Iisus ține un fel de discursuri și discursurile toate sunt despre Tata, despre Fiul și despre Duhul Sfânt. Tata face așa, Tata face așa, Tata face așa, Fiul face așa, Fiul face așa sau e așa, Duhul Sfânt e așa și face așa. De la 1 până la 17, discursuri toate pe aceeași temă. Cum e Tata, cum e Fiul, cum e Duhul Sfânt. Când am constatat asta, am luat repede o hârtie mare, am tăiat-o în trei, pe o coloană am scris Tatăl, pe alta Fiul, pe alta Duhul Sfânt. M-am dus prin toată Evanghelia. Tot ce era despre Tata am pus pe coloana Tata. Tot ce era despre Fiul am pus în coloana Fiul. Tot ce era despre Duhul Sfânt în coloana Duhul Sfânt. Și apoi m-am uitat. Tata iubește pe Fiul. Tot ce face, face de dragul Fiului Său. Tot ce face, face pentru Fiul Său. Tot ce face, face prin Fiul Său. Tot ce are, îi dă Fiului Său. Și El își găsește plăcerea tot timpul în Fiul Său. La rândul Lui, Fiul se uită tot timpul la Tata. Nu face decât ce-L vede pe Tata că face. Și e foarte atent, tot ce îi spune Tata, aceea face. Și când Tata îi dă ceva, îi dă ceva ca să facă ceva cu lucrul acela. Și Domnul Iisus face exact cum îi spune Tata și apoi vine și spune: Tată, poftim ce mi-ai dat, pentru că eu îți dau înapoi tot ce mi-ai dat. Nu mie, ci ție. La rândul Lui, Duhul Sfânt, care-i Duhul Tatălui și Duhul Fiului, El e agentul celor doi în afară. Ceea ce fac cei doi, fac totdeauna prin Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt totdeauna zice: uitați-vă la Tata, uitați-vă la Fiul. Cinstiți pe Tata, cinstiți pe Fiul, ascultați-L pe Tata, ascultați-L pe Fiul, imitați-L pe Tata, imitați-L pe Fiul, fiți ca Tata, fiți ca Fiul.
Tot timpul El ne învață cum să privim la Tata și la Fiul. După ce am făcut inventarul acesta, am încercat să fac animație, adică să încerc să-i văd pe cei trei în mișcare. Dar dintr-o dată, trei persoane care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Tata trăiește pentru Fiul și pentru Duhul Sfânt și trăiește prin Fiul și prin Duhul Sfânt. Un teolog din secolul al doilea, Irineu, a spus că tata are două brațe, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și ei sunt extensia lui în lume. El ne îmbrățișează cu aceste două brațe. La rândul lui, Fiul îl ascultă pe tata, dar tot ce face, face prin Duhul Sfânt. Uitați-vă în Evanghelii că Domnul Iisus totdeauna este cu Duhul Sfânt. De fapt, din pântecele mamei lui, El era plin de Duhul Sfânt. El totul a făcut prin Duhul Sfânt. Ei sunt una. Fiul de totul lui Tata și de totul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt de totul Tatălui și totul Fiului. Nu e ciudat, nu observați un tipar? Fiecare dintre ei trăiește pentru ceilalți doi. Fiecare îi înalță pe ceilalți doi. Cuvântul cheie aici e relații. Aceste trei persoane trăiesc în niște relații superbe, în care fiecare se dăruie celorlalți doi și fiecare zice: vă puteți baza pe mine, eu sunt aici pentru voi. Ca să existe acest fel de relații, în primul rând trebuie să existe bunătate. Bunătatea este lucrul cel mai esențial al celor trei. Fiecare în bunătatea lui trăiește pentru ceilalți și dăruiește totul celorlalți. Al doilea e smerenie. Fiecare îi ridică pe ceilalți doi. Fiecare se face dependent de ceilalți doi. E uluitor ca cele mai de seamă ființe din univers să fie caracterizate prin smerenie. Și al treilea, ele sunt caracterizate prin dragostea agape. Dragostea eros zice: dăm, dăm, dăm. Agape zice: sunt atât de plin încât dau. Dragostea agape dăruie și se dăruie. Bunătate, smerenie și dragoste. Aceste trei trăsături fundamentale produc relațiile acestea superbe. Această descriere o găsim în Evanghelia după Ioan. Tot ce v-am spus am spicuit de acolo și am pus în animație ca să le vedeți mișcându-se. Rețineți un termen fundamental: relații trinitariene. Cel mai superb lucru sunt relațiile trinitariene. Domnul Iisus ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu ca existând în trei persoane care trăiesc în relații perfecte, în relații fericitoare. În 1 Timotei, capitolul 1 și în capitolul 6, de două ori Pavel exclamă: fericitul nostru Dumnezeu! Fericitul nostru Dumnezeu! E fericire în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu e unul singur.
E un singur Dumnezeu, dar există în trei persoane. În singurătate nu-i fericire. Persoana nu poate fi împlinită decât în relații. Și aceste trei persoane trăiesc în relații perfecte și de aceea e fericire perfectă în Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a scufundat în Sfânta Treime. Ce am făcut eu în ultimele câteva minute descriindu-vă Sfânta Treime după Domnul Iisus a fost să vă botez în Sfânta Treime, adică să vă scufund în Sfânta Treime, așa cum a făcut-o Domnul Iisus. Locul unde trebuie să începem evangelizarea este în a descrie pe Dumnezeu ca Sfântă Treime. Pentru că atunci când îi chemăm pe oameni de undeva, la altceva, în primul rând trebuie să le arătăm la ce îi chemăm. La ce îi chemăm pe oameni? La aceste trei persoane care trăiesc în relații perfecte. Acum urmează cea mai mare veste posibilă. Aceste trei persoane te-au creat pe tine când au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. E o mare dezbatere și nu se mai termină niciodată ce înseamnă că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eu vreau să vă spun că primul lucru e că am fost creați ca persoane. În Sfânta Treime sunt trei persoane. Noi am fost creați ca persoane. Așadar, sunt și alte aspecte ale chipului lui Dumnezeu în om, dar eu cred că elementul esențial e faptul că am fost creați ca persoane. Și persoanele au capacitatea de a se relaționa cu alte persoane. De fapt, dacă un copil mic nu vede pe nimeni, ci doar îi se dă hrană cu biberonul fără să vadă pe nimeni, moare. El nu se poate dezvolta ca persoană. Ca persoană el se dezvoltă numai în relație cu mamica și cu tăticul și cu frățiorii și pe măsură ce crește învață relații. Învață pe copilul mic să dea jucăriile lui la frățiorii lui. La început nu. Și e tare greu până îl înveți să dea și să nu-i mai lovească pe frățiorii lui, ci doar să iubească. Ce e asta? Îl înveți relații. Și băgați de seamă, dacă copilul acela învață să asculte de părinți, să-ți relații și să-și iubească frățiorii și să trăiască în armonie, e o persoană frumos rotunjită. Dar dacă n-ascultă de nimeni, dacă se tăvălește pe jos că vrea să fie numai cum vrea el, zici că e o persoană neplăcută. El nu se poate armoniza în familie, pentru că el nu-i capabil de relații frumoase. Cu cât e o familie mai pricepută în relații, cu atât familia aceea e mai fericită și cu atât fiecare din familie e mai împlinit. Acum, așa ca o idee în paranteză, ce-ar fi dacă în familia voastră ar exista relații trinitariene? Dacă fiecare în familia voastră
ar avea atitudinea aceasta: eu sunt aici pentru voi, eu sunt atent la dorințele voastre, eu sunt aici să vi le împlinesc, voi vă puteți baza pe mine. Și fiecare să zică același lucru. Relații trinitariene în familie e secretul funcționării bune și a familiei și a fiecărui membru al familiei. Numai atunci sunt familiile fericite și fiecare e împlinit în familie, când au învățat relații trinitariene. Pentru că noi am fost făcuți persoane după chipul lui Dumnezeu. Și noi nu funcționăm bine decât după modelul lui Dumnezeu. Acum, atenție, pentru că mai e ceva fantastic. În Ioan 14, de la versetul 15, eu v-am dat o învățătură, v-am dat poruncile mele, v-am învățat cum să fiți. Și acum ascultați-mă, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și ascultați-mă ce fac eu dacă voi acceptați acest lucru de bază. Lucru de bază sunt învățăturile mele, prin care v-am spus ce fel de persoane vreau eu să fiți. Luați mai ales predica de pe munte, Matei 5, 6, 7, și predica de pe câmpie, Luca 6. Învățați-le pe de rost, nu-i greu, câteva săptămâni le știi pe de rost. Studiază-le, începe să planifici să fii exact cum spune Domnul Iisus. Pentru că dacă tu vei fi așa, soția ta va fi așa, copiii vor fi așa, voi veți avea relații trinitariene. Dar ascultați acum ce ne spune Domnul Iisus acolo. Dacă mă iubiți și ascultați de poruncile mele, eu fac trei lucruri. 1. Îl trimit pe Duhul Sfânt să locuiască în voi. 2. Viu eu să locuiesc în voi. 3. Îl iau pe Tata de mână și îl aduc și locuim în tine. Ne facem locuința din tine. Două lucruri fantastice. 1. Când ne-a făcut Dumnezeu, ne-a făcut cu capacitatea să primim în noi și pe Tata, și pe Fiul, și pe Duhul Sfânt. Există în tine o încăpere unde pot să locuiască Tata, Fiul și Duhul Sfânt. El ne-a făcut pentru sine și noi nu ne împlinim, nu ne găsim fericirea decât când cei trei își fac locuința în noi. Pentru că noi am fost făcuți să-i putem primi în noi și am fost făcuți să funcționăm bine numai când ei locuiesc în noi. De ce? Celălalt lucru fantastic. Sfânta Treime vrea să ne ia între ei. Sfânta Treime ne-a creat ca ei să nu rămână trei. Apostolul Pavel ne spune că tata i-a spus fiului său: tu ești cel din tâi născut dintre mai mulți frați și slujba ta e să te duci să-ți faci frați, pentru că Dumnezeu vrea să ducă pe mulți fii la glorie. Sfânta Treime a zis să nu rămânem numai noi, să mai facem fii și să avem o familie mare de fii. Acesta-i planul cu care a pornit Dumnezeu creația. Noi existăm
Pentru că Sfânta Treime a făcut proiectul acesta. Să nu rămână numai ei trei, ci să își facă mai mulți fii ca Fiul. Și toți să meargă împreună, să trăiască împreună. Și veșnicia noastră e concepută în felul acesta. Să locuim cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Toată veșnicia. Să locuim cu ei. Să interacționăm cu ei. Să ne interrelaționăm cu ei acolo. Dar ascultă bine. Relaționarea trebuie să înceapă aici. Dumnezeu, Tata, Fiul și Duhul Sfânt îți spun: te-am făcut pentru noi, te-am făcut să locuiești cu noi, dar noi vrem să ne relaționăm cu tine acum. Noi vrem să locuim în tine acum, pentru că noi vrem să te formăm cu obiceiuri ca ale noastre, cu caracter ca al nostru, cu capacitate de relaționare ca noi. Și aici trebuie să știm încă un lucru fundamental despre Domnul Iisus. Domnul Iisus ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu ca Sfântă Treime. Simt că e un mic moment de copleșeală. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ce-ar fi să cântăm: te adorăm în fericire, Domn al gloriei cerești. Ce curaj ați de lumină, inimile încălzești. Dinamic, așa. Te adorăm în fericire, Domn al gloriei celești, ce-i curaza de iubire, inimile le-ncălzești. O alungă nor și cer, pentruneric și păcat, și ne cei care cunoașteți bine Scriptura, știți că Vechiul Testament are foarte puțin de spus despre diavolul sau despre Satan. E pomenit în Geneza 3, în Iov capitolul 1 și 2, odată în istoria lui David, și în Zaharia, în capitolul 3, mai e
pomenit odată. Foarte trecător, așa, cu excepția lui Geneza 3, unde are rolul acela nefast. Domnul Iisus e Cel care ne vorbește pe larg și de Satan și de duhurile lui Satan. Mulțumesc. Toate evangheliile sunt pline de referințele Domnului Iisus la Satan și la duhurile rele. Așa cum Domnul Iisus a venit să ni-l reveleze pe Dumnezeu, El ni l-a revelat și pe diavolul. Și e primul care ne dă această imagine a două împărății în conflict. Pe de o parte, împărăția diavolului și dincolo împărăția lui Dumnezeu. Pe diavolul Domnul Iisus îl numește stăpânitorul lumii acesteia. Principiul stabilit de Dumnezeu e că atunci când îl asculți, fie pe Dumnezeu, fie pe diavolul, tu te dai aceluia. Principiul e scris în Roman 6:16. Nu știți că dacă vă dați unuia din ei să-l ascultați, deveniți robul celui pe care îl ascultați? Oamenii, ascultându-l pe diavolul, au ajuns în robia diavolului. Diavolul, spune Domnul Iisus, e mincinos, e înșelător și mai ales e rău. Domnul Iisus i-a dat nume nou, cel rău. El vine numai să jefuiască. El vine să năbușe, să omoare. El are acest scop, să-ți înnăbușe ființa, să-ți destrame ființa. Și când ajungi sub stăpânirea lui, ajungi în starea asta de destrămare a personalității. Bagă de seamă, Dumnezeu te-a făcut ca personalitate și El vrea să-ți înflorească personalitatea. Niciodată tu când te dăruiești lui Dumnezeu, nu te contopești cu Dumnezeu, nu te pierzi în Dumnezeu. El îți respectă persoana și în asociere cu Dumnezeu tu te dezvolți ca persoană. Pe de o parte, așa de strâns cu Dumnezeu încât tu ești în tata, tata în tine, tu ești în fiul, fiul în tine, tu ești în Duhul și Duhul în tine, o întrepătrundere și în același timp ești o persoană liberă, o persoană împlinită. Două împărății, doi împărați, cu două scopuri distincte. Acum eu voi face ceva care frații noștri din Anglia poate vor zâmbi când vor auzi. Când eram eu student în Oxford, acum vreo cât 30 de ani, 1970, da? 30 de ani. 40. Thank you. Aritmetica mea, eu sunt filolog și aritmetica mea nu merge bine. Ok. Într-o vară a venit un lector de la Cluj să studieze la studii de vară la Oxford. El e profesor de istorie, bătrân acum, parcă Pompiliu Tudor îl cheamă. Și el a studiat în vara aceea Imperiul Britanic, pentru că vroia să scrie o carte de comparație între Imperiul Britanic și Imperiul Turcesc. Și la urmă mi-a spus: domnul Țon, oriunde s-au dus
britanice. Au construit drumuri, au făcut școli, au făcut parlamente, i-au învățat pe oameni democrația. Și astăzi, după ce ei s-au retras, acolo e structură democratică pe model britanic. Au venit cu civilizație, domnule, dar turcii au venit numai să ne jefuie, până când oamenii au ajuns că nu mai locuiau în case, ci în bârloguri, în pământ. De acolo erau sate numite bordeieni. Bordeiul era săpat în pământ. Ne-au adus, cum zicem noi, la sapă de lemn. Domnul Țon, mi-a spus, să n-audă ei de la București, domnul Țon, ce-ar fi fost dacă 400 de ani, în loc să fim sub turci, am fi fost sub britanici? Dacă tot am fost stăpâniți, să nu fim stăpâniți de turci, ci să fim stăpâniți de britanici. Sunt doi stăpâni, diavolul și Dumnezeu. Unul vine numai să te jefuie, celălalt vine să te împlinească. Sub unul trebuie să fii. Neutralitate nu este și independență nu este. Dar nu-i tot una ca stăpânul să fie britanic sau turc. Ok? Nu tot una să fie Dumnezeu sau diavolul. Tu nu ești independent. Independență nu există. Tu ești ori sub autoritatea lui Dumnezeu, ori sub autoritatea celui rău. Și ce-i ciudat e că tu decizi. Tu ești liber să zici, nu mai trebuie turcul, Doamne ferește, nu mai trebuie diavolul, vreau la celălalt. Acum văd diferența și eu vreau la celălalt. Domnul Iisus i-a spus lui Pavel, aceasta e evanghelizarea. Să descrii Sfânta Treime și să descrii pe diavolul și apoi să le ziceți, deschideți-vă mintea, veniți de sub întuneric la lumină, veniți de sub puterea satanei la Dumnezeu. Încă un singur element pentru seara aceasta. Diavolul e numit stăpânitorul lumii acesteia și Domnul Iisus i-a recunoscut stăpânirea. Sunteți stăpâniți de diavolul în virtutea păcatelor voastre. Păcatele voastre sunt certificatul de proprietate a diavolului asupra voastră. Dar eu vă iubesc. Eu vă vreau liberi. Eu trebuie să distrug dreptul diavolului de a vă fi stăpân. Și nu pot face decât prin moartea pe cruce. Acolo pe cruce, când tata va pune toate păcatele voastre pe mine, e ca și când eu am luat certificatul de proprietate a diavolului, l-am țintuit pe cruce și vărsându-mi sângele care spală toate păcatele, am distrus certificatul de proprietar al diavolului asupra voastră. Mai e un lucru. Dreptatea lui Dumnezeu e obligată să vă pedepsească. Eu trebuie să satisfac și dreptatea lui Dumnezeu. Și când eu sunt încărcat cu păcatele voastre și mor cu ele pe cruce, dreptatea lui Dumnezeu, justiția lui Dumnezeu e împlinită. Și mai e un lucru.
păcatele sunt murdărie. Când ai păcătuit, te-ai murdărit, te-ai pângărit. Eu trebuie să vă spăl. Sângele meu este substanța care spală păcatele. Prin aceasta eu vă procur iertarea de păcate. Desființez dreptul diavolului asupra voastră. Satisfac justiția lui Dumnezeu și vă procur substanța cu care să vă dau puritate de copil, care începe din nou viața. În Evrei, capitolul 10, versetul 19, se spune: să ne apropiem dar de Dumnezeu pe calea cea nouă și vie pe care Domnul Iisus a deschis-o prin trupul său pe cruce, atunci când s-a sfâșiat perdeaua în două. Când a murit Domnul Iisus pe cruce, s-a rupt perdeaua din templu care separa pe om de Dumnezeu, care zicea: numai până aici, la Dumnezeu nu se poate merge. Trupul Domnului Iisus era perdeaua, pentru că în clipa aceea toate păcatele omenirii erau pe el. El era bariera între om și Dumnezeu. Și când s-a rupt, poarta spre Dumnezeu s-a deschis. Pe calea cea nouă și vie deschisă prin trupul său pe cruce. Să ne apropiem de Dumnezeu. Fii atent, doi stăpâni, unul care are intenții extraordinare cu tine, să te învețe cum să trăiești în Sfânta Treime, să-ți formeze caracter ca lor și capacitate de relaționare cu ei. Celălalt stăpân care numai vrea să te degradeze, să te pângărească, să-și bată joc de viața ta și să o facă epavă și să o arunce apoi la pierzare. Tu nu mai ești obligat să stai sub diavolul. Dreptul diavolului asupra ta a fost distrus de Domnul Iisus pe cruce. Citește Coloseni 2, 14 și 15, unde se descrie această imagine a păcatelor tale și certificatul pe cruce. Dar ascultă bine, deși Domnul Iisus a rezolvat cea mai grea problemă din univers, dreptul diavolului asupra ta, și a plătit cel mai extraordinar preț, moartea lui cumplită pe cruce, totul numai ca să te poată scoate pe tine din sclavia diavolului, am vrut să zic turcească. Atâta l-a costat pe Dumnezeu să deschidă calea, să facă posibil ca tu să te întorci de sub puterea satanei la Dumnezeu. Dar un singur lucru nu face Dumnezeu: nu te obligă. Dumnezeu nu te ia cu forță să zică: vino aici. El doar îți spune cine e, ți se descrie cine e, îți spune ce a făcut pentru tine, îți arată prin aceasta până unde merge bunătatea lui, smerenia lui și dragostea lui. Și apoi îți spune: vrei să vii cu noi? Vrei să vii să te îmbrățișăm și să te locuim? Iată invitația adevărată. Noi te invităm să treci prin cruce. Crucea e locul unde ieșirea ta de sub diavolul a devenit posibilă,
Dar invitația nu-i la cruce, invitația-i la Sfânta Treime. Invitația-i la relația cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Ești făcut să-i primești în ființa ta și ei vin să-ți dea calitate dumnezeiască, să te învețe să trăiești ca ei și să ai caracter ca ei. Iată invitația, iată ce ți se oferă. Haideți să plecăm capetele acum cu toții. Unde stai tu acum? Ți s-a descris și frumusețea lui Dumnezeu și monstruozitatea lui Satan. Ți s-a spus ce plan extraordinar are Dumnezeu cu tine, ce ofertă îți face El. Ți s-a spus cât îl costă pe Dumnezeu să facă posibilă trecerea ta de sub un stăpân, sub altul. Acum le știi pe toate. Un singur lucru nu-l face Dumnezeu. Nu te obligă. Dar Dumnezeu șoptește cu drag. Nu ți-a bătut inima într-un mod special când mi-ai văzut frumusețea? Ceva în tine nu strigă, acolo ar trebui să fiu, acolo m-aș împlini. Nu e ceva în adâncul tău care zice, pentru aceea am fost făcut și eu stau aici, în imperiul răului, și mă destram și mă pângăresc și mă distrug. Vino acasă. Ai fost făcut pentru Dumnezeu, de aceea când vii la Dumnezeu, vii acasă. Simți că ai ajuns acolo unde ai fost făcut să fii. Vino să înțelegi practic frumusețea lui Dumnezeu și frumusețea lui Dumnezeu să se imprime în tine și să începi să înveți relații trinitariene. Vino la cea mai formidabilă invitație care există. Dumnezeu a făcut totul ca să facă posibilă trecerea ta. Un singur lucru mai trebuie. Tu să zici, vreau. Vreau să trec. Vreau să ies de aici și să trec dincolo. Te vreau, Doamne. Vreau dragostea ta. Vreau bunătatea ta. Vreau chipul tău în mine. Vreau, Doamne, cu toată ființa mea, vreau. Și dacă vrei, arată-o ridicând o mână sus acum. Vreau. Eu sunt acela care vreau să trec dintr-o parte în alta. Slăvit să fie Domnul pentru mâinile care le-am văzut deja ridicate. Ascultă, e în joc viața ta, e în joc veșnicia ta, e în joc calitatea vieții tale. Nu rămâne la viața diabolică, demonică. Vino la viața divină, la viața lui Dumnezeu. Dacă mai e cineva, ridică și tu mâna sus. Mă uit mai ales la balcon acum. Îndrăznește și tu. Vino și tu. Arată și tu. Vreau și eu să trec. Atât se cere. Tot restul a făcut Domnul Iisus. Tu doar să vrei și să zici vreau. Mai întreb o singură dată, dacă mai este cineva, arată și tu aceasta prin această ridicare de mână, care e foarte importantă pentru că cu asta te rupi, cu asta zici,
am terminat-o cu cel rău, mă rup și trec dincolo și arăt la toată lumea, eu acum îi aparțin lui Dumnezeu. Fă actul acesta hotărător, ridică mâna și tu. Doamne, mulțumim pentru modul în care ne-ai descris situația noastră, pentru modul în care l-ai descris pe Dumnezeu. Mulțumim pentru modul în care ai descris urâțenia celui rău. Mulțumim că ne-ai făcut cu capacitatea să ne umplem de Tine. Bine ai venit în noi, Doamne! Spunem împreună cu poetul, scăpat de povara rușinii, trăiesc întreita prezența luminii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, într-un netrebnic vas de pământ. Mulțumim că trăim această minune a locuirii noastre de persoanele dumnezeirii. Mulțumim că e real. Acum, Doamne, învață-ne să trăim în această relație, să nu mai rupem, să nu ne mai dăm celui rău, să învățăm să rămânem în unire cu Domnul Iisus și în plinătatea Duhului Sfânt. Mulțumim că o vei face și pe aceasta, pentru că ne-am dăruit ție și pentru că te dorim în noi și pentru că vrem să te ascultăm și să rămânem cu tine. Pe cei care în seara aceasta au făcut actul acesta de trecere, binecuvintează-i, Doamne, dă-le curajul să se ducă la cineva și să mărturisească cu gura, așa cum ne-ai învățat Tu, l-am făcut pe Domnul Iisus stăpânul meu, El e acum Domnul meu. Dă-le capacitatea aceasta de a ieși din întuneric și de a veni în lumină pentru Dumnezeu. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin. Slăvit să fie Domnul! Pe toți aceia care au ridicat mâna, îndemn, apropie-te de un prieten, de un frate, de un diacon, de un păstor, mărturisește cu gura. Așa spune Romani 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, în seara aceasta tu l-ai primit ca Domn, mărturisește-l acum. Asta pecetluiește, asta întărește trecerea ta. Dumnezeu să vă țină în plinătatea Domnului Iisus și a Duhului Sfânt în voi. Amin. Corul când, bun. Până se așează ei, vă recomand și ultimele mele două cărți. Cărțile mele cele mai de seamă, Umblarea cu Dumnezeu și Bunătate. Bunătate cu subtitlu O teologie bazată pe învățătura Domnului Iisus. Eu sunt îndrăgostit de Domnul Iisus și de învățătura Lui. Cartea aceasta spune cum să fii bun intrând în școala bunătății a Domnului Iisus.